pe domnul dezbrăcatul, da? Să-l trimită în platou pentru că avem nevoie de el. Mai tare! Dă-l mai pupă ceva de câte două ori fac asta, mă dor degețelele, mă! Mai tare! Hai, mă, că mai pot, mă, dă... Așa. Săptămâna trecută, Cherida și Latrino Loverul Pepe au luat fața celuilalt cuplu monden, Viri Hormonica. Kilometri pătrați de tabloid au fost umpluți cu declarațiile și moacele celor doi. Vă dau mesajul, sunt singur. Sunt singur, serios. Sunt singur. Te iubesc mult. Amănunte de dormitor au invadat pe loc televiziunile. Pro TV-ul a pus mâna pe Pepe, iar Antena 1 pe Cherida. Că dacă e scandal, să mănâncă și ei o pâine. Nu vorbește de lucruri materiale el. Păi cum nu vorbește de lucruri materiale? Nu vorbește, zice că de 7 ani vrea copii. De când vrea să facă dragoste cu tine, o întreb, îl întrebai de... Nici duhovnic. Acum eu îmi cer scuze că mi-am dorit tot timpul ca această moștenire lăsată de tatăl meu să se întoarcă în familia mea. Adică la mine și la el. Nu am făcut copil pentru că eu nu vreau copilul nostru în timpul conceperii lui, să zicem, și în cele 8-9 luni, deși mi se pare de-a dreptul frivol să vorbesc despre o chestiune atât de intimă și dacă fac copii și când fac copil. Mă rog, dar punându-se pe tapet o să vorbesc și despre chestiunea asta. Mi s-a părut că un copil are nevoie de o liniște. A mamei. Și uite așa, Pepe a rămas și cu banii soacrei luați și fără prieten și nesatisfăcut. Când avea și el chef de ciugiuleală, Cherida îi dădea pas. Păi cum să nu se ducă la fete? Dar de pe mine nu mă întrebați ce vreau. Oana când trebuie să fie lângă mine? Nu când am și eu nevoie? Da. Da, dar de ce tot timpul să dă când are Oana nevoie? Dar eu n-am nevoie. Și am și eu nevoile mele. Vrei să mă duc la curve? Apoi la Trino Loverul și-a luat-l pășița miez de noapte cu bagaje cu tot. Cât să mai suporte și el. S-ar putea în aprilie să-i spun ia și casa toată, nu mă las bă în pace. Orice, nu mai să scap de ea. Așa de rău ați ajuns? Nu, așa de bine sunt eu. Dar iată ce zice nefericitul despre relația sa amoroasă cu Oana. Îi spun de 7 ani că vreau copil și ea de 7 ani mă pune să mă uit în sus. Când voiam să ne iubim, îmi vorbea de procesele cu Mărioara. A, mă, Pepe, că ai înțeles tu greșit, pe bune. Păi știi, mă, Loverule, de ce te punea Oana să te uiți la cer? Asta nu, eu nu știu cine e un extraterestru ăsta cu siguranță. Și ăsta nu este bărbatul meu. Eu așa ceva n-aș fi luat niciodată. Vezi, mă, Pepe, ea de fapt avea grijă de tine, de-aia ți-arăta stelele și planetele, că tu ești extraterestru și ăsta este felul ei de a spune. Du-te la măta! Asta nu, eu nu știu cine e un extraterestru ăsta cu siguranță. Și ăsta nu este bărbatul meu. Eu așa ceva n-aș fi luat niciodată. Extraordinar! Specialiștii contactați de Cronica Cârcotașilor ne-au dezvăluit că apropierea lunii de pământ aduce la îndepărtări în cuplurile mondene. Proaspăt despărțit atât de Pepe cât și de cariera pseudo-muzicală, e șoarele meu! Cherida s-a cuplat deja cu un domn mai în vârstă. Dar și solistul lăutarilor Gypsy Kings, fără Kings, Pepe s-ar fi cuplat deja cu o tipă. Și că Buzuca și-ar fi îmbăiat motanul Marțafoi în jacuziul lui Virinel. Iar Hormonica l-ar fi adoptat în locul Irinucăi pe băiețelul fugit de acasă. Astfel, titulatul